Încă de la finalul anului trecut au existat discuții potrivit cărora unitățile de învățământ liceal din Câmpul Lung vor avea în anul școlar 2021-2022 mai puține clase de a noua. Situația este cauzată de numărul mai mic de elevi. Subiectul a fost discutat și în cadrul emisiunii Cu cărțile pe față, difuzată joi 21 ianuarie la Mușcel TV. Pentru conducătorii școlilor, liceelor din oraș și din județ, nu reprezintă o noutate că anul școlar următor este un an cu probleme din punct de vedere al numărului de absolvenți. Lucrul ăsta se știe de mult timp. Este absolvenții de a 8-a sunt cei care au început cu clasa pregătitoare, plus e și anul când, sau al doilea an când s-a intrat în Uniunea Europeană și a apărut exodul în afară. Se știa de acest lucru. Unii dintre noi am încercat să ne restructurăm, să găsim o formulă performantă, iar unii am așteptat acest moment. Într-adevăr, pe județ dispar 37 de clase de a noua pentru anul școlar 2021-2022. Noi am făcut un studiu. A fost ideea domnului director adjunct Sebastian Cealăcu și dânsul s-a ocupat de acest studiu referitor la numărul de absolvenți în acest an școlar. Câmpul Lung și zona Mușcel, bazinul care ne interesează pe noi. Deși la profil pedagogic nu ne vin copii din tot județul. Avem copii și din Dâmbovița. Da? Și concluzia studiului nostru este că dispar 7 clase. 7 clase. Pe Câmpul Lung s-au tăiat 6. Deci totuși undeva va mai dispărea un liceu, nu va realiza o clasă. Da, acoperi numărul de locuri. Potrivit directorului Colegiului Național Pedagogic Carol I, autoritățile ar trebui să regândească rețeaua școlară, astfel încât să nu mai fie situații în care elevii să învețe în două schimburi. În acest fel, atât elevii cât și dascălii pot desfășura o activitate mult mai eficientă. Problema restructurării e o problemă veche. În Câmpul Lung, privind reașezarea rețelei școlare, nu s-a făcut nimic și avem, pe ce mă bazez când nu s-a făcut nimic, sunt școli care s-au închis, școala 5, școala 6, școala 4, se știa că populația școlară este în scădere și puteau din timp să acționeze și să fuzioneze cu alte școli și școlile respective să-și ducă clase și în acele spații care acum sunt cum sunt, da? Astfel încât și în Câmpul Lung să se învețe pe un singur schimb, fiindcă performanță avem dacă și elevul și profesorul vine dimineața la școală și desfășoară programul numai de dimineață. Iar nicăieri în comunicarea pe care o avem noi cu, fac o paranteză, cu prietenii din alte țări europene, nu există acest sistem pe două schimburi. Se învață pe un singur schimb. Și atunci fiecare instituție de învățământ din Câmpul Lung putea să gândească foarte bine care sunt posibilitățile de a merge pe un singur schimb. Noi am gândit problema asta din 2012, fiindcă de la în anul 2012-2013 aveam 21 de clase la nivel liceal. Și ne-am restructurat încât de 4 ani de zile suntem pe 16 clase pe nivel de an de studiu. Se învață pe un singur schimb, se învață pe sistemul, elevul merge după profesor, da? Și lucrurile s-au schimbat și în privința performanței. În contextul actual sunt multe cazuri în care copii cu medii mici ajung la liceele teoretice în loc să ajungă la școlile profesionale. Copii care trebuiau să meargă conform mediei, da. Vorbesc cu media de admitere și notele pe care le iau la evaluare națională către învățământul tehnic, ajung la colegii de vârf, ceea ce nu e în regulă, din punctul meu de vedere. Iar raportul în Câmpul Lung privind liceele
tehnologice și liceele teorice vocaționale, e invers cum ar fi normal. 60-40, deci e invers. Deci aici, în câmpul lung, de mult trebuia gândită o comasare, o restructurare, nu numai la nivelele cele trei licee de vârf. Da? Acum, dacă discutăm realist, sunt două colegii care au făcut istorie și fac istorie în continuare în învățământul românesc. Nu avem cum să le comasăm pe amândouă. Corect. Da? Deci este tot respectul de colegii de la cel de-al treilea liceu, da? Performanțele pe care le au, dar aici trebuie, din punctul meu de vedere, și pentru asta și în alte întâlniri am avut discuții și chiar s-a mers anul trecut la niște discuții pe tema asta între conducerile celor două licee, dar nu știu nici la ora asta la ce concluzie au ajuns. Între timp, ministrul Educației a semnat joi 21 ianuarie ordinul numărul 3164, prin care numărul elevilor la clasa a noua pentru anul școlar 2021-2022 va fi micșorat astfel. Învățământ liceal cu frecvență, filieră tehnologică și învățământ profesional, inclusiv dual, 24 de elevi. Învățământ liceal cu frecvență, filieră teoretică, 26 de elevi. Învățământ liceal cu frecvență, filieră vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și învățământul liceal de artă, 24 de elevi. Învățământ liceal cu frecvență, seral și frecvență redusă, 28 de elevi. Învățământ liceal cu frecvență, seral, filieră tehnologică, ciclul superior, 28 de elevi. Învățământ post-liceal, 28 de elevi. În acest context, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au precizat că vor apărea modificări și în ceea ce privește numărul claselor a noua, care ar fi trebuit să dispară începând cu anul școlar 2021-2022. Situația este în analiză, urmând a fi luată o decizie în cursul săptămânii viitoare.